Începem petrecerea cu un duet fantastic, oameni buni. Astăzi Irina Rimes și Damian Drăghici. Să-i aplaudăm! Bună, Irina! Salut, Damian! Vă rog frumos, hai să luăm un loc întâi să mai povestim și după aia și cântăm. Ce faceți? Cum sunteți? Irina, vino mai aproape de mine, vino aici păi să fii între noi. Trebuie să păstrăm distanța socială, nu? Păstrăm distanța socială, dar nu mai e niciun risc, nu? Damian, ceva mai devreme, spuneai că ești scăpat de perioada asta nebună. Da. Ți-a fost greu? A fost greu câteva zile, mai ales că, adică astea două săptămâni împreună cu soția și cu copilul, dar suntem ok, mulțumesc Dumnezeu. Mm-hmm. Și copilul a avut, da, cred că acolo ți-a fost cea mai mare acolo a fost panică, cea mai, mai ales că la mic nu poate să vorbească, să ne spună cel doar. Cât are acum? Un an și 11 nu face pe 27. E foarte tare, îl urmăresc mulțumesc pe frumos. Pagina de Facebook și îl văd acolo. Important e că sunteți bine și de ce ați scăpat. Mulțumim frumos. Domnul Irina, ajut. Tu ești bine, da? Da. Acum bine. Ai declarat chiar de curând, Damian, nu? La tine. Da. Că, și asta, chiar vreau să-mi spui chestia asta și apoi povestim și cu Irina, că pe mama ai cunoscut-o de-abia acum un an. Adică te referi la faptul că ai cunoscut-o mai bine sau cum? Am văzut declarația asta și am să nu sar peste ea. Nu, acum un an ne-am cunoscut mai bine. Adică cum? A fost așa o perioadă în care nu v-ați vorbit? Da, care... eu am fost crescut de bunicii de mei, bunici, de partea okay. bunicilor și ne-am cunoscut acum. Dar stai un pic, nu, o știai cine e mama ta? Nu știam cine e mama, dar am putut eu să o cunosc în persoană. Și? Cum a fost întâlnirea? Pot să spun că la început doar o întâlnire normală, dar ușor, ușor am început să dezvoltăm o relație. Ai avut așa emoții? Da, normal, normal. Am vrut să-l întreb întâi pe Damian de treaba asta, pentru că știu că tu ai o legătură foarte puternică cu mama ta. Nu știu dacă se uită la noi, dar vreau să o salut, să rămână mama lui Irina. Care face niște plăcinte incredibile, sau ce sunt alea care le-a adus? Plăcinte. Noi nu știm, nu putem să confirmăm până ne-ai trimis. N-ai mâncat plăcinte de la mama? Nu știu, dar mai vrem, îți dai seama. Trebuie să deschidem magazin cu plăcintele de la mama lui Irina. Am gândit la asta, am zis în pandemie, dacă mă reprofilez, asta e următoarea afacere, nu? Exact. Plăcintăria Irinei Rimes. Mama este șefa plăcintăriei. Da. Mai face și alte mâncăruri foarte gustoase, dar plăcintele sunt top. Foarte tare. Eu mă bucur că sunteți astăzi împreună, mai ales că există un duet între voi. L-am ascultat mai devreme în timp ce repetați, pentru că vreau să le spunem celor de acasă că momentul va fi live 100%. Și important de precizat lucrul ăsta, pentru că ați venit cu foarte multe instrumente și nu e ușor deloc să montezi, să cablezi, să ai atâția oameni aici. Și mă bucur foarte tare. Despre ce e vorba în colaborarea asta? Să explicăm mai pe live. Deci... Noi colaborăm mai de mult timp împreună. Da. Și lucrăm mai multe piese și suntem de mult prieteni. Exact. Anul ăsta lucrăm la un proiect care se numește România de 10. Uh-huh. Adică am diferiți artiști invitați în diferite locații care sunt foarte emblematice pentru România. Tău. Da. România de 10. România de 10, exact. Cu 10 artiști din diferite zone. Nu numai artiști de pop, și actori, am avut pe Bebe Cotimanis, la altul, la fiecare cât un artist diferit sau cât un actor, un poet, un pictor, un ceva. Uh-huh. Și alegem o zonă geografică foarte emblematică. Adică tu vrei să spui că și pictorii cântă. Nu, și pictorii sunt artiști, exact, și că ei cântă prin ceea ce fac, prin pensulă. Și cu Irina am decis să facem piesa asta în vară, lucram la mai multe piese și asta a fost una dintre primele piese pe care le-am făcut împreună și am zis, hai să o filmăm. Și am filmat-o la Vulcanul Racoș, la, cum se numește acolo, Stejarul Secular. E un loc unde sunt cei mai vechi stejari din România și la Castelul Viscri. Da. Și a fost exact ce trebuie, exact așa cum ți-ai dorit, nu? Da, experiența filmării a fost puțin cam crâncenă, pentru că... Bine, îți imaginezi o filmare toată ziua de dimineață până seara cu Damian Drăghici. Dar adică și cu toți băieții împreună. E nebun, e dificil? Ce înseamnă? Hai să definim nebun. Adică să repete nebun de 1000 de ori un... Da, n-am zis, nu la modul exigent, poftim, adică foarte tipicar așa, să facă lucrul ăla de 100 de ori. Nu, este... Nu știu, e și muzicianul perfect, e și prietenul perfect, e și... Să rămână, îți mulțumesc, mă simt copășit. Nu știu. Eu înțeleg că vrei să fii foarte drăguță, dar eu știu de la oameni care au lucrat cu el că omul e tipicar, omul e nebun, efectiv. Dacă nu iese totul cum trebuie, nu e mulțumit. Stai secundă, cum trebuie. Nebun ca un artist. Cum trebuie să fie? Trebuie să iasă frumos, trebuie să iasă bine. Lui, dacă nu-i convine ceva pe scenă, ia microfonul, spune ce nu-i convine, pleacă de pe scenă. Are tot felul de nebunii de genul ăsta. Mă rog, că cred că astea au fost mai mult în tinerețe, nu? Da, nebuniile lui sunt altele. Muzica lui este o nebunie în sine. El în general e așa de bun. Gândește-te, omul ăsta a cântat cu Joe Cocker și la un moment dat s-a plictisit după vreo 200 și ceva de concerte și a zis, gata, nu mai cânt cu Joe Cocker, haide să plec, să fac altceva. Țin minte, nu, Damian? Cred că exigența despre care vorbești tu, e clar că e ceva care mi-a rămas în mine, dar ăsta e și motivul pe care și cu băieți împreună ne place să colaborăm, să lucrăm la lucruri. Adică avem o grămadă piese, am făcut și în vara asta cu Irina, pe care altcineva le-ar fi lansat și noi le-am lăsat în cutie, pentru că
hai să mai facem încă una, hai să mai facem încă una, hai să vedem dacă iese. Adică caut ceva care să fie foarte special. Asta acolo e exigența, poate la asta te referi, cred. Dar și ea tot la fel. Știi cum l-am cunoscut pe Damian? L-am cunoscut în proces de muncă, făcând artă, făcând muzică, și el când zicea hai, parcă avea niște, nu știu, parcă telepatic vorbea cu fiecare dintre instrumentiști și fiecare știa ce trebuie să cânteze. Hai, acum cântați asta. Când zicea asta, toată lumea știa ce trebuie să cânte. Și când făcea niște schimbări, nu știu, ai impresia că... Și foarte dirige... impunător așa, știi? Și autoritar acolo când face lucrurile. Nu, cred că știu ce vreau, cred că știu ce-mi doresc. Și băieții sunt... În pandemie am văzut în momentul ăla cântând de la balconul apartamentului, a fost senzațional. Să rămână, mulțumesc frumos, să rămână. A strâns și foarte multe vizualizări și foarte mulți oameni erau extrem de bucuroși că au putut să te asculte. Da, a fost un moment... Adică așa ai simțit-o atunci. Un moment dedicat oamenilor și chiar a fost spontan. Adică... Ți-ai luat naiul, te-ai dus în balcon și ai început să cânti. Exact. Super. Irina, ce ai făcut de anul nou? Unde ai cântat? Cântat toată lumea. Am cântat acasă. Am cântat acasă la televizor. Da. Mă uitam la alții cum cântă și fredonam și eu. Exact. Ce știam, ce nu știam, treceam pe lângă. Nu mai conta, era concert. Am mâncat mult. Nu se vede, să știi. M-am îmbrăcat în așa fel să nu se vadă, mulțumesc oricum. Am făcut ce a făcut toată lumea. Cu dragostea anul ăsta? Să mă dau un eu pic mereu mai la o parte fost, așa? Nu, Doamne ferește, nu, eu mereu stau bine cu dragoste. Nu, nu. Salut! A zis Irina că stă foarte bine cu dragostea și a zis să văd dacă se aude și în partea aia. Deci cu Revelion a fost foarte bine. Da, da, da. și la tine cu dragostea e bine, nu? Toți am stat acasă de Revelion. Pentru mine a fost și pentru mine ceva, nu? Pentru că după 40 de ani, e prima dată când am primul Revelion acasă. Da, după 40 de ani. Se mai întâmplă și lucruri de astea. Exact. Irina, mă uit la tine și îmi dau seama că am făcut, cred că vreo gafă. Nu știi că depinde, în ultima depinde, perioadă... Depinde, dacă vrei să vii, vrei să mă mai inviți la emisiune? Da, știi că în ultima dată s-au potrivit niște tot felul de lucruri așa. Da, mă rog, depăși momentul, nu? Da. Nu știu, mă, ești enigmatică, nu mai știu, mai e sau nu mai e? Ce? Viața... Viața continuă. Dar ce vrei să-ți spun? Știi foarte bine că nu vorbesc despre viața mea. Da, clar, dar nu. Și nici să... dacă mă întreb, nici dacă dai apropo, ori nu o să vreau zic să mă da sau că nu. Ești bine, că eu sunt bine, uite, zâmbesc. Asta contează. Cânt cu Damian Drăghici, uite. Exact, asta e tot ce contează. Damian, pentru 2021, așa ceva, planuri speciale? Avem o grămadă de proiecte, am renovat studioul, începem să lucrăm la piese și cu Taraful și cu Damian Brothers, lansăm un album cu mai mulți artiști cu care am lucrat tot anul, cu Irina, cu o grămadă de artiști invitați pe album, cum a fost Gypsy Rock, dar de data asta cu folclor. Super. Deci sunt o grămadă de proiecte la care lucrăm. Deci e activitate. Da. Rolul de tătic e bine? Extraordinar. Eu și Cristina iubim copilul foarte mult, ne iubim, suntem cu toții ok. Și, de fapt, pandemia și COVID într-un fel ne-a făcut să fim și mai mult ca să le simțim ca o familie. Da. Irina, la tine, cu copilul, mă gândesc că... Dar de ce nu mă întreb, uite, despre muzică? Știi că eu lansez în 2021 un album care se numește Acasă. Acasă? Da. Acasă? Da, uite, pot să-ți povestesc despre album. Da, e un album foarte frumos, cred că cel mai bun album pe care l-am făcut eu, dar asta după părerea mea personală și umilă și cum vrei tu să fie. Vorbesc despre mama, despre tata, despre drumul meu în viață, despre muzica mea, despre iubirile mele, despre regăsire. Aș vrea să detaliem un pic. Așa. Deci când vorbești despre mama, da, povestești că ți-e greu că ea stă la Chișinău sau cum te-a ajutat ea la început în viață? Mama îmi spunea, fată, vezi că lumea era, dar eu nu o vedeam deloc așa. Perfect. Tata, ce spunea? Mama mi-a tot zis. Păi nu, zis că vorbești și mama, tata, și tata. Tata, nu, că vorbesc mai mult cu mama. Cu mai mult cu mama. Mă sună mai des, e un album mama. Care vorbește despre iubiri. Exact. Și aici ce am putea să detaliem? Așa, deci iubirea e un lucru frumos. Așa. Este sentimentul suprem în viață, dacă dragoste nu e. Dacă dragoste nu e, ce vrei să... De ce râdeți așa, mă? Vorbim despre un album care va avea loc în 2021. E vorba despre album. Despre iubiri, despre chestii de genul ăsta. Vezi, am prins că șușuteau acolo în bancă. Da, păi așa sunt, ei mai șușutesc. Da, așa, deci despre iubiri și? Și toate la un loc. Și toate la un loc. Irina Rimes, da. O fată foarte talentată, sunt convins că albumul ăsta va avea mega succes. Când apare? Nu știu. Da, 2021 sigur, da? Îl pregătesc, eu lucrez la el. Mă gândeam că spui acum, lansăm măruță pe 1 martie la tine la emisiune. Nu, mai durează un pic. Da? Dar vii aici să lansăm, să-l prezentăm. Da. Și va fi pe format de CD? Da, cred că da. O să păstrez tradiția. Perfect. Îmi place să lansez albume. Perfect. Haideți să și cântăm, să auzim și piesa. Trebuie să auzim neapărat piesa. Este piesa Doina, se numește. Uh-huh. Și aici o să spui tu despre versuri.
Sunt făcute de tine, Irina? Spune-te, te rog, că eu... Nu. E o combinație între Vasile Alexandri și Irina. Da, e o poezie veche de-a lui Vasile Alexandri, pe care o cunoaște toată lumea, o să o recunoașteți, o să o recunoști și tu. Melodia am făcut-o împreună cu Leo. Salut, Leo! Salut, Leo! Și într-o zi am cântat piesa asta lui Damian și a zis: hai să facem piesa asta, că e foarte frumoasă. Și am făcut-o și poftim astăzi. Am cântat-o și împreună la arenă, la concert. Da, am cântat-o exact. La concertul meu de la arenă. Și... super, păi haideți să o ascultăm, să nu mai ținem pe oameni așa. Perfect, live, oameni buni, asta e important să știți. Irina Rimes și Damian Drăghici. E tot ok? Da, e. Nu, bine, perfect. Cântăm live, așadar... haideți să ascult. Gata, pregătiți? Ascultăm piesa și căutați pe oamenii ăștia pe rețelele lor de socializare, pe Instagram, pe Facebook și dați-le un mare like, pentru că întâi de toate, pe lângă faptul că sunt niște artiști senzaționali, astăzi cântă live. Foi ce ca trei la mâi, trei la mâi și trei guturi. Ia deci de peste ji, Iancule ce-ai târgui, câteva oca de plumb să duc la Doina, doina, vers cu